În această noapte vor fi înorări temporar accentuate și local averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metrul pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 20 de grade. La Brașov cerul va fi acoperit și sunt posibile ploi. Vântul va avea unele intensificări. Temperatura minimă anunțată de meteorologi este de 13 grade Celsius. Joi vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime între 22 și 32 de grade. Instabilitatea atmosferică se va manifesta în a doua parte a zilei prin înnorări temporar accentuate și intervale cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului și cu aspect de vijelie la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Transilvaniei. La Brașov vor alterna momentele cu soare, își fac apariția norii și sunt posibile ploi însoțite de descărcări electrice. Maxima termică la Brașov este de 24 de grade Celsius.